Încep să apară și furturile în această perioadă de criză comise de tineri care de curând s-au întors în România. Trei bărbați dintr-o comună din Mehedinți au spart într-o noapte un spațiu în care reprezentanții primăriei Vlădaia depozitaseră alimente ce trebuiau distribuite la persoanele nevoiașe din comună. Numai puțin de o tonă și jumătate de ulei, orez și paste făinoase au cărat cei trei într-o singură noapte. Oamenii legii au prins pe răufăcător, numai că aceștia au fost lăsați în continuare în libertate. L-au forțat. Am găsit și amprentele pe aici. De pe aici l-au luat, le-au cărat cu o roabă, le-au băgat sub podul acolo. Dar poliții se întâmplă sau vin doar... Nu, că poliția e pe secție la vânzare mare și ei vin când sunt desfințați. A fost desfințat postul. Da. Și când ați observat? Dimineața? Când ați observat? Luni dimineață, da. Asta s-a întâmplat sâmbătă noaptea, între 11 și 12 jumate. Cam așa a spus poliția și... Luni dimineața am văzut geamă. Deși magazinul respectiv se afla chiar în centrul comunei, într-o zonă iluminată ca ziua și chiar la doi pași de sediul primăriei și de postul de poliție, închis de ceva ani, cei trei bărbați au forțat geamul fără nicio teamă. Timp de 3 ore, între 23 și 2, spune dealii comunei, cu o roabă pe care au introdus-o pe geamul clădirii, au cărat aproape 1500 de kilograme de alimente. Da, aici au fost depozitate, domnul vice împreună cu cei de la ajutorul social l-au depozitat, urmând ca noi să le împărțim la persoanele care, așa cum știți, beneficiază, care nu au niciun ajutor, persoanele care erau cu handicap, deci s-au spart, s-au luat, s-au depozitat acolo sub pod, datorită... Le-au cărat cu o roabă. Deci unde vedeți dumneavoastră aici, 12-14 metri, le-au cărat cu o roabă, până la geamul unde am filmat dumneavoastră și de acolo le-au cărat cu aceeași roabă, au trecut roaba peste geam și le-au cărat acolo sub pod. Deci au forțat geamul, băgat. Au forțat geamul, au intrat înăuntru, da. Au băgat și roaba? Au băgat și roaba și cu roaba au cărat și au luat 500 de kilograme de ulei, 500 de kilograme de zahăr și niște paste făinoase. Toate le-au ascuns sub un pod aflat la câțiva metri de clădirea în care se aflau alimentele. Am muncit noi 11 oameni ca să le scoatem de aici și ei trei acolo au fost. Deci le-au depozitat acolo sub podul ăla? Da, acolo au fost băgate toate. Da. Și urmau să le care probabil în următoarele nopți? Sigur, ei au crezut că poate nu observăm noi așa de repede. Un alt localnic spune că în sat a mai fost spartă și casa unei bătrâne din localitate de unde hoții au plecat cu o pradă bună. Au furat mai multe utilaje trimise de fiul femeii care locuiește în Canada. Vecină cu mine, băiatul e plecat în Canada. Și a avut casa acolo, nu știu. Am și poartă între mine și el. I-a luat frigiderul, mașina de spălat, recamier, o coșitoare și ce-o mai fi luat, că a venit cumnată sa și ea a sesizat treaba. Polițiștii au reușit să-i prindă pe cei trei hoți care au furat alimentele, dar procurorii de la parchetul Vânjumare nici măcar nu i-au reținut pentru 24 de ore, ce să mai vorbim despre arestarea preventivă pentru 30 de zile. Polițiștii din cadrul poliției Vânjumare au identificat trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 31 și 34 de ani, toți în localitatea Vlădaia, bănuiți de comiterea infracțiunii de fur calificat. Documentând activitatea infracțională a celor trei, polițiștii au stabilit că aceștia, în perioada 4-6 aprilie anul curent, ar fi sustras din sediul unei instituții publice mai multe produse alimentare. Prejudiciul în valoare de 4.500 de lei a fost recuperat în integral și a fost restituit părții vătămate. Tot zilele acestea, hoții au încercat să spargă și un magazin alimentar din orașul Vânjumare. Au acoperit camerele de luat vederi din spatele magazinului, dar când au vrut să intre, s-a declanșat alarma, care a alertat firma de securitate, care are în pază magazinul și până să ajungă agenții, hoții au dispărut în noapte.